Moarte suspectă la Botoșani, o femeie de 50 de ani și-a găsit sfârșitul chiar în casa surorii sale, unde venise în vizită de sărbători. Medicii spun că a avut parte de o moarte violentă. Procurorii așteaptă acum rezultatele necropsiei pentru a stabili dacă femeia nu a fost chiar victima agresiunii rudelor sale. Era necăzută, o bătut, o bărbatul. Care bărbat? Soțul meu a străbătut-o? E bărbat. Dumneavoastră, ce aveți la nas? Ei, nu nimic, am căzut. Tot scandalul a fost învăluit, se pare, în aburi de alcool. Femeia venise în vizită la sora ei. Tocmai își pusese o mână în gips. Nimeni nu poate spune de la ce a pornit cearta. Spuneți-mi ce s-a întâmplat. E acasă. Nu, hai să-te. Ăștia cu până, nu s-o pungi, legat cu niște căzi, cu niște putani. E că i-au dat pijorul soția și le-a spus, stai, băi, un pic. Lopi, chiar așa de. Că rămâi tu cu mine, că am zonit, că trebuie o bucată de bandă din asta, care e legată, e care o vine legată. La un moment dat, vecinii au auzit niște țipete și au ieșit să vadă ce se întâmplă. O bătut soția lui vecinul la ușă și striga hoțul, hoțul în casă și a sunat la 112. Medicii nu au putut face nimic pentru femeie, iar poliția și procurorii trebuie să afle acum ce anume s-a întâmplat. Era decedată de ceva timp. Persoana prezenta semne vizibile de violență. De ce murit ea? Acum, clinică, bucata și de gata, coșie, nu știu, o să o strânsie mai tare, pentru că sunt eu chiar spus, soția sa nu o să fie și dăță, ca să vină să o vadă cu mine. După rezultatul necropsiei, vom ști dacă este vorba într-adevăr de o infracțiune sau nu. Consumă băuturi alcoolice, scandaluri? Da, da. Au mai fost probleme până acum? Scandaluri, certuri între ei, soși, soții, tot timpul. Deocamdată nicio persoană nu a fost reținută în acest dosar.